Hei, dacă ai dat click pe clipul ăsta ca să înveți cum să porți blugi, ei bine, ai venit în locul potrivit. Fii atent, e chiar foarte simplu. Oamenii au două picioare, corect? Corectați-mă dacă greșesc. Blugii au doi craci. Pur și simplu, baci câte un picior pe fiecare crac al blugului. Fii atent, foarte important e ca buzunarele astea să fie în față, da? Și astea la spate. Bun, și aici partea pe care nu o înțelege multă lume. Fermoarul ăsta trebuie întotdeauna să fie închis. Am văzut că mulți uitați să-l închideți, ok? Și după doar trebuie să închideți nasturele ăsta sau capsă, depinde ce aveți. Și cam asta e tot. Și uite așa, porți blugi. Înainte să-i dăm drumul serios la video, trebuie doar să înțelegem ce sunt blugii. Atenție! Blugii sunt pantaloni strâmți cu buzunărele și cusăturile întărite cu tighele și ținte, confecționați dintr-un material specific din bumbac rezistent numit denim, în general având culoare albastră. Lungă propoziție. Wikipedia! Ești serios? Ce e asta? Blugii sunt pantaloni strâmți? De ce strâmți și nu largi? Is this shaming, Wikipedia? Îți bați cumva joc de oamenii care poartă blugi largi? Îți bați cumva joc de oamenii care sunt mai plus size? Și oameni buni, în caz că nu v-ați dat seama, astăzi o să vă învăț cum să vă alegeți blugii. Deci, în caz că nu e evident, blugii sunt de mai multe tipuri. Noi o să vorbim azi despre cele mai comune, cele mai principale. Le voi enumera mai întâi, iar după voi vorbi puțin despre fiecare în parte. Da, puțin. Și avem skinny, slim, regular, relaxed și baggy. Skinny jeans, adică blugii strâmți, sunt probabil cei mai purtați și cei mai hate-uiți blugi care există în momentul actual. Aia pentru bărbați, că la femei îți plac când sunt un pic mai mulați așa, nebunule. Bă, nu știu, părerile sunt împărțite. Dacă vorbești cu aia care au și ei două săptămâni în lumea fashion-ului, știi ce or să zică? M-am săturat, frate, de blugi ăștia skinny. Bă, nu mai pot să port skinny jeans. Ce gay sunt aia cu skinny jeans, coaie. Însă, dacă vorbești cu cineva mai matur în domeniul ăsta, o să vezi că nu e chiar așa. Acum, la fiecare din categoriile astea, contează foarte mult și ce tip de corp ai, adică de forma corpului tău sau în ce constă restul outfit-ului. Dar o să vorbim despre mărimi și tipuri de corp la finalul clipului. Dacă și tu ești puțin mai skinny, automat skinny jeans dau mai bine pe tine față de cum ar da pe cineva mai plus size. Din momentul ăla când stai și tu liniștit pe TikTok și iar dai de unul din băieții ăia cu background Raft Ikea, cum am mai zis eu și în alt clip, și băiatul Raft Ikea vrea să te învețe cum să porți skinny jeans, dar tot ce face el în clipul respectiv e să ia perechea de blugi skinny și să îi arunce la gunoi sau pe geam sau ceva de genul. Oare cât o costa să vindeci schizofrenia? Dar na, fiecare cu preferințele lui și vorba aia, nu putem să ne pișăm pe preferințele băieților curav de la Ikea. Slim jeans. Sunt mulți care confundă skinny cu slim, dar nu-ți face griji, sunt aici să te lămuresc. Blugii skinny se mulează pe forma figurii purtătorului și sunt mai strâmți. Pe un limbaj mai comun, skinny jeans sunt aia de are tot strepării. Pe de altă parte, blugii slim fit au deschidere în guste pentru picioare și sunt puțin mai structurați. Și sincer, ăștia sunt mai bun la muncă, bosule. Mi se pare fitul perfect dacă lucrez 12 ore în mall. Din cauza acestui război început de generația Z împotriva skinny jeans, mulți auzind de obicei de la oameni care n-au habar ce vorbesc, slim fitul a crescut în popularitate mai mult ca niciodată. Nu vrei nici prea skinny, nu vrei nici prea baggy, ia-ți slim, recomand. Regular jeans. Ăștia sunt blugii care au fit direct de la șold până la coapsă. Au o talie medie și o deschidere mai largă pentru picioare. Dau bine pe majoritatea tipurilor de corp, merg purtați și dacă ești puțin mai mare, no body shaming, și dacă ești mai subțire. Sunt ok, sunt normal, până și numele lor insinuează asta. Regular jeans. Relax jeans. Ăștia sunt puțin mai confortabili decât cei regular fit, dat fiind faptul că sunt puțin mai largi și în mod special mai largi în partea dorsală și a coapselor. Sunt puțin mai mari și mai lungi decât blugii obișnuiți, lăsându-ți oportunitatea de a nu flexa off-white-urile forjate la mâna a opta, luați din banii din combinații. Overall și ăștia sunt confortabili, cred că am zis asta aproape la toate, dar e logic, nu? Cu cât blugii sunt mai largi, cu atât băiatul are mai mult loc de joacă, nu?
Nu uitați întotdeauna să vă luați chiloți când purtați blugi. Doar zic. Și am ajuns la ultima categorie și una din favoritele mele, baggy jeans. După cum probabil v-ați dat seama, baggy jeans sunt blugii care sunt foarte largi. De obicei ies cel mai mult în evidență într-un outfit simplu, sunt foarte lejeri, simți ca și cum nu porți nimic, ca și cum ești dezbrăcat pe stradă. Blugii baggy sunt asociați cu stilurile rap și hip-hop, de-a lungul timpului existând rapperi care s-au afișat tot timpul în blugi baggy, numai că la rapperi era șmecher să porți blugi ăștia, așa știi să mai vadă și chiloții. În ziua de azi ești considerat cam gheiuț dacă faci treaba asta. Deci ce înțelegem de aici e că skinny jeans egal trapper, baggy jeans egal rapper. Ce să mai zic, pe partea opusă a culturii rap nu i-aș recomanda dacă lucrezi la vreo corporație. Am auzit că unele școli, nu știu exact de unde, chiar interzic elevilor să poarte blugii baggy. Nu știu de ce, nu mă întrebați, prostiei mare și peste tot în lume. Eu consider că ăștia dau bine indiferent de proporțiile corpului pe care l-ai. Și acum că am ajuns la subiectul ăsta, ce ar fi să vă zic că nu toți blugii ăștia de care am vorbit dau bine pe tine, pentru că depinde foarte mult, cum ziceam, de proporțiile corpului tău. Cel mai important lucru când îți alegi o pereche de blugi e să iei măsurile corecte. E foarte simplu, durează foarte puțin, crede-mă, n-o să regreți. Atâta timp cât îți știi măsurile, poți vedea lejer pe majoritatea site-urilor ce măsuri au blugii pe care ai pus. Ochii. Bonus, unele site-uri chiar au și măsurile modelelor în descriere ca să te ajute să-ți faci o idee și mai clară asupra fitului. Deci cel mai important e să știi măsurile, nu mărimea. Pentru că la fel ca la sneakers, nu toate mărimile se potrivesc. Spre exemplu, eu port în general mărimea 32, dar am blugii ăștia thrifted, la care port 36 și au fitul la fel ca 32-urile pe care le au în general. Deci, încă o dată, măsura contează, nu mărimea. Sau, fă ca mine și du-te direct în magazin și probează-i. Ăsta ar fi cel mai indicat, adică la finalul zilei tu ești ăla care decide ce dă bine pe tine sau nu. Blugii ca blugii, dar vă rog eu, nu-i mai suflecați ca să lăsați gleznele la vedere. Dacă ai glezna la vedere și vii să vorbești cu mine, automat mă gândesc ca și cum vrei să învinzi vreun iPhone sau ceva. Overall, cel mai important lucru e să te simți bine, indiferent de ce porți. Dacă te uiți în oglindă și îți place ce vezi, ar trebui să fie de ajuns pentru tine. Astea fiind spuse, oameni buni, nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut, să distribuiți clipul ăsta și să îmi spuneți părerea voastră în comentarii. Și concluzia clipului, nu-l lăsa pe băiatul ăla curav de la Ikea de pe TikTok să-ți spună ce să porți sau ce să nu.